Omul de afaceri giurgiuvean Nicolae Florian intră în lupta pentru un post de parlamentar la alegerile din decembrie. Acesta a anunțat în exclusivitate pentru TV Giurgiu faptul că va intra în competiția pentru câștigarea unui mandat de deputat, pentru că Giurgiu are nevoie de oameni care pot dezvolta proiecte reale, care pot atrage investitori străini și care pot contribui substanțial la îmbunătățirea nivelului de trai al giurgiuvenilor. Nicolae Florian va candida pe Colegiul 1 de deputați, adică în municipiul Giurgiu, pentru un mandat de deputat în Parlamentul României și este cotat cu cele mai mari șanse în rândul electoratului. Cu siguranță că voi participa și nu numai atât, încerc să ridic ștacheta candidaților pentru postul de deputat al municipiului Giurgiu. De ce? Pentru că Giurgiu merită foarte mult. Există un nucleu foarte bun la Giurgiu, mă refer la oamenii politici cu perspectivă, și de ce să nu ajutăm prin eforturile noastre și dezvoltarea orașului, prin atragerea de investitori străini, prin crearea unor forțe, noi locuri de muncă și pentru dezvoltarea orașului și stabilizarea salariilor. De regulă sunt un luptător și luptătorii sunt pregătiți să învingă.